Vineri 8 ianuarie, Asociația Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori va organiza Gala Premiilor AFAN, eveniment în cadrul căruia vor fi premiați cei mai buni performeri din fotbal ai anului 2015. Vestea bună pentru Giurgiu Ven este că antrenorul Astrei, Marius Mudică și jucătorii Constantin Budescu, Valeri Căgăman, Silviu Lung, Filipe Decșteira și Denis Alibec sunt nominalizați pentru ediția din acest an a Galei Premiilor AFAN. O nominalizare cu noroc sperăm să fie pentru atacantul Denis Alibec, care ieri a împlinit 25 de ani. Premiile AFAN sunt acordate performerilor anului în urma voturilor primite din partea fotbaliștilor și antrenorilor, care activează în primele trei eșaloane. Revenim la Astra Giurgiu. Reunirea lotului și primul antrenament al Astrei din 2016 va avea loc sâmbătă 9 ianuarie. La ora 12:45 la terenul sintetic din cadrul complexului olimpic Izvorani. Echipa va pleca apoi în cantonament, iar prima partidă oficială din acest an va fi pe 13 februarie, când Astra va întâlni pe Marina Anastasovici formația CFR Cluj, în etapa cu numărul 24. Echipa noastră va relua campionatul după ce în retur a înregistrat 2 victorii, 4 egaluri și nicio înfrângere. Transferul lui Budescu la FCSB revine în actualitate, după ce mijlocașul Astrei a declarat că Steaua este interesată de transferul său. N-am discutat cu Steaua, am vorbit la telefon cu Gigi Becali, dar nu am negociat. M-a întrebat ce fac și mi-a spus că e interesat și urmează să discute cu cei din club. Iau în calcul și această variantă. În zilele următoare, vedem ce se va întâmpla, a declarat Constantin Budescu la Digi Sport. Astfel, transferul lui Budescu e altă turnură. După ce formația Al Ahly din Qatar voia să plătească pe loc 500.000 de euro pentru împrumutul mijlocașului român până la vară. Dacă Budescu ar fi confirmat transferul, cei interesați ar mai fi achitat al 600.000 de euro pentru transferul definitiv. La data negocierilor, clubul Astra nu a fost de acord cu mutarea, în timp ce Al Ahly n-a mai revenit cu o nouă ofertă, poate și pentru că Budescu a tot ezitat să dea un răspuns concret. Qatar are șansele ca Budescu să ajungă la Steaua prin consistență, mai ales că Gigi Becali l-a anunțat pe Ioan Nicolae oferă 1 milion de euro pentru a-l transfera definitiv pe mijlocaș.